vă salut cu respect și multă sănătate. Astăzi facem un adăpost pentru câini, adică o coteață dacă vreți. Nu e un adăpost prea mare, imediat o să vă arăt despre ce e vorba. Eu am început deja la el și am zis până la urma urmii, dacă tot lucrez și toți suntem pe frecvență aici, pe poziție, să împărtășesc cu dumneavoastră acest coteț, acest adăpost. O să vă arăt imediat ce am început eu acolo, deja am format un cadru. Acest adăpost va fi făcut din căprior de 8x8, cu colțare, cu autofiletante, lucrăm profesional, pentru că dacă greșim să putem demonta acea scândură, acel pătrat, să putem merge mai departe. Vorba lungă, sărăcia omului, mergem să vă arătăm ce am început noi aici în această gospodărie. Haideți să vă arăt. Asta este adăpostul despre care vă spuneam, am început la el, am format un cadru, avem niște căpiuri de astea din recuperări și am zis să facem un adăpost, un coteț, colțare ranforsate aici, ați venit să vedeți mai aproape. Cam așa arată sistemul de prindere, chenarul, frumos colțar ranforsat. Colțare de fixare, pentru că dacă greșim, demontăm foarte frumos autofiletanta și mergem mai departe. Am pus deja un picior, urmează și al doilea, aici, frumos, o să vedeți cam cum va ieși acest adăpost. Este o coteață simplă, acum urmează să-i pun și al doilea picior aici, stâlp, cam așa. Ceva de genul va veni. Acum venim cu colțar și în spate și în față, lateral, frumos, pe spate la fel. Acest adăpost va fi într-o singură apă, nu stăm să ne complicăm în 7 ape, că nu e casă, e doar un cotez de câine. O să-l facem frumos cu aplecătoare pe spate și niște paie, un pic de rubeguș, ca să aibă și cățelul nostru confortul necesar pentru a sta și el liniștit pe timp de intemperii de-astea, ploaie, ninsoare și așa mai departe. Bun, vorba lungă, sărăcia omului, trecem la treabă, că acum se face seară și ne bagă noapte, nu mai avem timp să înaintăm cu lucrarea. Haideți să vorbim un pic și despre colțare, să știți că nu sunt chiar atât de scumpe, un colțar de genul ăsta e un leu 50, da? Nu e chiar așa scump pentru o coteață, un adăpost, fie el de găină, fie de câine, de ce vreți. Vă ajută să fixați într-un unghi de 90 de grade, vă ajută să fixați acești pătrați. Foarte frumos, uitați cum lucrăm noi aici. Aici avem un colțar ranforsat, în jur de 3 lei, da? L-am pus aici pe interior ca și bază, structură, iar pentru fixare am ales un colțar mai mic, mai ieftin, da? Un leu 50 nu cred că este o avere, dar faceți un adăpost, un coteț de calitate. Nu lucrăm cu cuie, pentru că odată bătut este greu de scos afară și putem strica materialul. Recomand o autofiletantă, de asta o bormașină cu acumulator, aceste negrese, le zic eu, da? Foarte, foarte bune. Să strângem un pic și mandrina. Așa, bun. Și lucrăm foarte frumos. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia uitați ce frumos trage. Lucrăm profesional, da? Chiar dacă este un coteț, e bine să lucrăm
corespunzător. Perfect. Ia uitați ce bine iese. Și totodată foarte, foarte bine închegat, dacă vreți. Frumos punem scândură, va fi un coteț într-o singură apă, nu stăm să ne complicăm în 7 ape. Dar ca idee am ținut să împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că sunt sigur că mai face omul acasă o coteață de câine, de găină, de purcel, de ce vreți. Și părerea mea că aceste colțare sunt cele mai bune, cele mai practice, pentru că odată aplicate formează un unghi corect de 90 de grade. În cazul în care am greșit, scos frumos ori șurupul și mergi mai departe. Acum punem și pe partea asta frumos aici un colțar. Ca și înălțime am lăsat un 12 cm suficient de la sol. Oricum mai venim noi cu o bucată de piatră ceva, o lespede, să ne săltăm, să nu intre picioarele în pământ. Ia uitați ce frumos. Mai vine unul sus frumos, tot așa prins în colțare. Nu se compară cu ce e în comerț. Ăsta e un coteț sănătos, când am făcut coteț, să-i zică coteț, domnule, nu stau să descentrez. Îi zice coteț. Ăsta, măcar să trăiesc eu cât ține cotețul ăsta. Mai tipicariu așa, mai complicat ca om, dar asta e, ce zic. Puteți să mă înjurați, dar la mine am principii grele, nu. Nu pot să dor dacă nu e ceva făcut cum vreau eu, calitate. Îmi place să fie centrat frumos, am un unghi de 90 de grade, o podină ca lumea. Dacă cățelul meu nu doarme corespunzător, nu doarme odihnitor, nici eu nu pot să dor. Uitați, pisica deja a venit, s-a instalat aici cu mine, e diriginte de șantier, să știți. Mai glumim, mai ne simțim și noi bine, ne mai dezmorțim un pic, afară e răcoare. Mai vorbim mai una alta. Mă duc să mai caut niște căpriuri, că m-am dat cu vorba aici și mai trebuie și pe spate și sper să măcar să facem acest cadru. După care vom veni cu scândură frumos și e foarte bun acest adăpost. Haideți că continuăm cu cotețul pentru câini. A plouat foarte tare, mi-a cam luat tot sporul la acest coteț, dar văd că s-a îndreptat un pic vremea și îi dăm înainte cu acest adăpost. Abia m-am încadrat cu acest pătrat din recuperări. I-am căutat bine pe aici până în curte, i-am găsit. Nu sunt afectați, decât că sunt un pic închiși la culoare, pentru că am mai stat pe lângă casa, am mai bătut ploaia pe ei. Dar sunt sănătoși, că am tăiat cu fierăstrău. Am pregătit ceva scânduri aici, vreau să punem podina, trasăm și dăm bătaie, poate ne lasă vremea.
Bine că am terminat podina, s-a îngreunat ceva cotețul nostru. L-am gândit așa din două motive. Una, să intre câinele, să aibă tot confortul, da? Să aibă unde să-i bag și eu niște paie acolo, să aibă loc. Și în al doilea rând, după ce vom face adăposturile care ni le-am propus noi, va rămâne foarte frumos un adăpost de pui, de găină, de nu știu. Să găsește în gospodăria unul. Mai trebuie să iau eu buza asta aici cu rindeaua și cam ăla e. Mai facem și mâine pentru că deja s-a făcut seară și nu se mai vede și plus de asta trebuie să mergem să dăm la câini să mănânce. O să continuăm clipul, deci nu-l închidem aici. Continuăm lucrarea pe mâine. Ia uitați ce adăpost sănătos. Foarte bun. Și trainic totodată, lucrat cu pălțare, ranforsat foarte bine.
acești pătrați am avut de niște recuperări, nu i-am băgat pe foc, uitați că le-am găsit trebuința, asta înseamnă să pui acolo deoparte, că nu se știe niciodată când îți trebuie, mai ales că lemnul s-a scumpit în ultima perioadă, a ajuns metru cub de cherestea undeva la 2000 de lei, deci foarte, foarte scumpă, așa că orice pătrat ăsta, orice scândură bine pusă la locul acolo, nu se știe niciodată când îți trebuie și faci o treabă, faci un lucru. Da, nu e el prea frumos fasonat, dar ca să stea animalul într-un confort și într-un adăpost călduros, eu zic că e bun. Va veni aici mascat pe jumate, îl mascăm cu scândură frumos să nu bată vântul. Tot așa, mai avem să închidem lateralele astea, spate, acoperișul și cam asta este adăpostul. Aproape gata adăpostul nostru, mai avem să-i facem acoperișul și să închidem aici o porțiune în față. Haideți că am ajuns la final cu cotețul nostru de câini. A dat domnul și l-am terminat, cu excepție aici în față. Trebuie să mai vin cu niște scândură. O să-i las ca intrare doar o laterală de asta, așa frumos, pentru a putea avea adăpost. Deci nu facem intrarea pe jumătate, o facem pe lateral, pentru a forma un pic de adăpost, un pic de loc, un separeu aici frumos. Ca și tablă, am să folosesc o tablă dreaptă. O pun frumos așa, ca pe carton. Deci nu e o tablă de aia ondulată. Totul va fi ermetic aici frumos. Și totodată formează și un adăpost mult mai bun. Dacă vin cu tabla dreaptă, nu mai iese căldura până acele onduleuri.
Un adăpost ca lumea, generos pe măsură, nu se știe vreodată, mă dă nevasta afară să am și eu să trag aici cu căței, am glumit. Tăiem și scândura și dăm bătaie, vreau să trag și partea asta din față să o termin. Te-ai și băgat, te-ai și găsit adăpostul, nu? Bine, am terminat bine construcția și cușcul meu. Stai să măturăm, să punem paie. Păi... Perfect. Cam asta e gura de intrare. Urmează să mai rașchetăm frumos cu rindeaua, o tragem frumos la drept. Ce mai trebuie? Mie îmi trebuie două foi de tablă dreaptă, pe care nu le am. Mă duc mâine să cumpăr. Hai să facem o recapitulare, așa cam cât m-a dus acest adăpost. Să zicem că luăm de la zero. Nu știu cât ar fi o coteață de genul ăsta în comerț. Am văzut cotețe și la 500 de lei și la 800, chiar și la 1000 de lei. Pe mine m-a dus ceva mai mult. Dacă ar fi fost să cumpăr toate materialele, m-ar fi dus mai mult. V-am spus, pătrații am avut pe aici, pe curte, adică sunt în recuperări. Dar să facem un calcul așa pentru cei care vor să-și facă un astfel de adăpost pentru câini sau pentru pui de găină. Facem o recapitulare. Pătrați, tot așa vreo 5-6 bucăți, să nu ne încurcăm în socoteală, nu știu cam cât e un pătrat, în jur de 50-60 de lei de ăsta, 8x8 la 4 metri. Sunt în urmă cu prețurile, deci nu mai știu sigur. Să zicem pătrați undeva la 300 de lei, scândura 500-600, cam pe acolo. Și am mai băgat colțare cu filetantele alea, cu negrețele alea. Alea au costat undeva la 150-200 de lei maxim. Asta ar însemna per total să facem așa o estimare undeva la 1200. Mai vine și tabla, două foi de tablă fără doar și poate intră pe acest acoperiș. Mai fi și aia vreo 40-50 de lei, dacă nu 60, habar n-am ce, care mai sunt prețurile. Una peste alta, per total, acest adăpost, dacă ar fi fost să-l iau de la zero, îl estimez undeva la 1200-1350 de lei maxim. Dar dacă m-aș fi dus să cumpăr din comerț un adăpost, nu găseam eu așa solid, ranforțat, scândură de 2,5. A ieșit destul de solid, ce să mai... Asta mor eu și nu mai putem răspund. E sănătoasă, îi dau un ulei, acum e timpul așa cum e, dar când se îndreaptă timpul și nu mai e precipitații, las un pic să bată soarele în el și mă uit să-i dau un ulei, să tratăm această scândură. Un ulei ars, ne încurcăm cu fel de fel de rășini de astea de pe piață super scunde, am un ulei ars, îl dau frumos la pensulă sau la trafalet, pentru a trata această scândură și atunci
nu mai există niciun fel de problemă, pentru că mie așa îmi place să fac un lucru trainic, să mă folosesc pe termen lung de el, adică să nu stau să fac toată ziua. Ăsta de costul, sper că e destul de mare gura asta de intrare. Am lăsat un prag aici frumos pentru a pune un talaș, un pai ceva, să nu iasă afară. Picioare înălțime vreo 12-13 cm sau 15, mai știu sigur. Da, ăsta de costul. Nu o să închei video aici. Așteptăm să punem și tabla, după care așteptăm comentariile voastre, da? Așteptăm întrebările voastre pe rubrica de comentarii, ce părere aveți, cum vi se pare ca și cost, da? Dacă ar fi fost să cumpărăm toate aceste materiale. Asta e, a dat tot. Uitați ce loc generos avem aici. I-am dat și un ulei ars pentru a proteja lemnul. Am luat două foi de tablă, o învelim și cam ăsta e adăpostul. Ca și tablă, am luat o tablă mai grosuță, un 0,4. Câinele să mai aruncă cu labele pe acoperiș. Haideți că am terminat de bătut tabla, am pus-o frumos în două foi, am înduit-o un pic pe margine pentru a nu-și tăia câinii labele, pentru că sare pe păteț și își poate tăia laba în tablă, e foarte tăioasă. Trebuia să termin mai de mult acest adăpost, a venit zăpada, n-am mai avut timp. Am pus un nylon pe el. Acum l-am terminat, să văd cu cine îl card aici, că e foarte, foarte greu. O să chem vreo 3-4 băieți, să văd pe unde îl punem. De moment îl las aici, că n-am cu cine să-l iau. Și mai intră câte un câine, mai se adăpostește aici. Am găsit într-o seară vreo 3 căței băgați în el. Bun, încheiem video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un share, un like, ca acest video să apară la cât mai multe persoane și până data viitoare v-am pupat și multă sănătate!